Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea următorul pas al persoanei ce vă interesează față de voi. Vom avea trei variante: varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Dacă aveți nevoie de o etalare personală, puteți găsi toate detaliile în descriere sau pe site-ul meu luptarot.com. Ofer etalări prin înregistrare video, apel video sau text. Eu voi începe cu varianta numărul 1. Și vom lua un pic de context de la cărți legat de situația care a fost între dumneavoastră și această persoană. Aici am senzația că această persoană este destul de dornică de control. Persoana voastră este o persoană care are în general o fire destul de autoritară, este obișnuită să comande, să ordone, să țină sub control tot ceea ce își dorește așa cum dorește. Este genul de persoană care atunci când nu reușește să obțină ceea ce vrea, pur și simplu se detașează și dispare, însă întotdeauna are un obicei din a se uita în urmă. Acest lucru poate să se manifeste la voi sub formă de urmărire, mai ales seara, pe rețelele de socializare pentru a vedea dacă într-adevăr voi arătați vreun semn de suferință sau nu. În acest punct nu aș spune că ar fi neapărat din pricina unor sentimente foarte profunde, însă ce aș vrea să zic aici cu această persoană este că în trecut această persoană a avut destul de multe dezamăgiri, iar această persoană nu mai știe să aibă încredere în oameni. Exact ce ziceam. Exact ce ziceam, această persoană a fost destul de rănită, nu știe cum să mai aibă încredere în oameni și acum, practic, ceea ce face, întoarce puțin în rolurile, doar că victima în această situație fiind exact dumneavoastră, chiar dacă nu dumneavoastră ați rănit această persoană. Ce aș vrea să zic aici este în felul următor, persoana aceasta nu se ghidează după intuiție, această persoană merge după cum consideră și după ego, este o persoană care poate cere sfatul unei persoane care se poate ocupa de rune sau de cărți de tarot, cu toate că și dacă face chestia asta, face exact pe dos față de cum îi se zice să facă, în speranța că poate iese mai bine în felul acesta. Este genul de persoană care da, îți cere sfatul și după face exact pe dos, pentru că se găsește întotdeauna că zice, sunt eu mai deștept, le știu eu pe toate, persoana asta nu știe nimic și așa mai departe. Problema este că această persoană nu este foarte consecventă în legătură cu comportamentul său și nici în relații în general. Situația de acum. Această persoană vrea cumva să vă manifeste în viața sa, probabil de aceea apelează și la ajutorul unei persoane care se poate ocupa de tarot. Ideea este în felul următor, dacă această persoană nu înțelege că trebuie să asculte, atunci e clar că lucrurile nu o să meargă așa cum își dorește. Această persoană, da, poate să aibă o pornire de intuiție, dar asta nu înseamnă că o urmează. Această persoană, până nu alege să se detașeze un pic de tot ceea ce îi creează teamă, anxietate și stres sub orice formă din mediul conjurător, pentru că deși această persoană nu pare, este o persoană destul de anxioasă, se teme să nu fie rănită. Ce aș putea să zic aici este că dacă această persoană nu înțelege că trebuie să facă anumiți pași, și anume să se retragă, să mediteze, să ia altfel lucrurile, aici nu văd să se întâmple prea multe lucruri. În sensul în care persoana da vine și după pleacă și după vine și după pleacă. Toată etalarea nouă ni se încheie în as de băte și as de spade. Atenție că aici, chiar dacă situația poate să fie destul de pasională și destul de interesantă între voi, pe atât de repede se poate încheia totul. De ce? Pentru că totuși după imediat am un as de săbii. În sensul în care, da, voi puteți începe să vorbiți, dar imediat cineva spune ceva nepotrivit și după iară vă
îndepărtați. Nu văd neapărat o situație care să-mi indice o comunicare constantă, nu indică faptul că se vor îmbunătăți sau nu lucrurile, ci pur și simplu faptul că momentan cineva va trebui să își asume rolul de persoană adultă aici și să ia lucrurile într-un mod mai matur. Următorul pas al persoanei față de voi. Persoana asta vă urmărește de la distanță încă o dată. Persoana asta va veni către voi, dar din nou vă va spune că vrea să îmbunătățească lucrurile, cu toate că ceva se întâmplă și brusc dispare. Nu, din nou, nu văd energie foarte constantă, nu văd energie care să rămână acolo, iar chestia asta o să se repete destul de mult. Ideea este în felul următor, că voi în această situație, ceea ce puteți face este pur și simplu să supuneți această persoană la mai multe teste, să-i demonstrați că nu este în primul rând această persoană pregătită pentru ceea ce pretinde de la voi. Numai un pic să se focalizeze, așa, iar ulterior această persoană va trebui să se îndepărteze un pic pentru a analiza lucrurile și pentru a reveni către voi într-un mod un pic mai diferit. Desigur că va avea tendința să se întoarcă la vechile obiceiuri, dar dacă îi oferiți acest timp pentru a se gândi, mai bine această persoană va avea intenția să înainteze alături de voi, nici de cum să repete întocmai aceleași comportamente. Aici poate să fie făcut un progres, dar e necesară multă răbdare din partea voastră și nu știu dacă toți o aveți. Se merită să aștepți pentru asta. Acesta poate să fie alesul. Decepție. Chimie. Dă-i relații o șansă și exprimați iubirea. Deci aici trebuie să acceptați faptul că această persoană poate să vină cu anumite promisiuni care sunt destul de false la început. Oferiți-i timp, dacă doriți să aveți răbdare cu această persoană, se va merita, dar dacă nu, puteți foarte bine să ieșiți din această situație și să vă întâlniți o altă persoană. Dar în acest moment persoana are nevoie de timp să conștientizeze tot ceea ce se întâmplă și tot ceea ce face. Această persoană, da, poate să se concentreze mai mult asupra dumneavoastră, dar e nevoie de timp, din nou. Dacă sunteți la distanță, această persoană poate să vină către voi. Ideea este în felul următor, în momentul în care voi o să vă întâlniți cu această persoană, este foarte important să vă controlați un pic impulsurile. De ce? Pentru că această persoană, fiind un pic mai rătăcită, cel puțin în această perioadă, s-ar putea ca voi să vă treziți în niște sentimente destul de puternice de gelozie. Este foarte important să le țineți sub control. De ce? Pentru că această persoană oricum este imatură, dacă și voi acționați la impulsuri, nu prea ajungeți nicăieri. Ideea este în felul următor. Da, este normal să întrebați această persoană anumite lucruri, dar la fel de normal este să vă controlați aceste porniri pentru a nu face o dispută mult mai puternică decât trebuie să fie. Iar faptul că
la voi în acest moment poate apărea un motiv pentru care voi, de exemplu, să nu puteți merge către această persoană. Efectiv, în partea voastră mi-apare o restricție. Este de fapt o binecuvântare pentru voi. De ce? Pentru că aveți ocazia să supuneți această persoană la mai multe teste în ceea ce vă privește. Dacă voi ați fi fost acolo, nici nu v-ați fi gândit atât de tare la anumite teste, așa că acum aveți ocazia să le folosiți în favoarea voastră. Puteți să sperați că lucrurile se îmbunătățesc cu această persoană, dar asta nu înseamnă să vă așteptați să se întâmple mâine sau poimâine. Este nevoie de timp. Posibilitatea de a îmbunătăți lucrurile cu siguranță va fi de contactat persoana asta. Următorul pas îl va face să vă contacteze ulterior, să vină către voi, dar atenție că încă nu este stabil. Ar fi bine să nu vă aruncați cu capul înainte, cel puțin acum, pentru că nu e momentul. Bun. Și vom trece la varianta numărul 2, de data ce le strâng pe acestea. Și vom trece la varianta numărul 2. Ce a fost între voi și această persoană? Este între voi și această persoană. Bun, între voi, în primul rând, este o conexiune foarte puternică, asta se vede, sentimentele sunt de o parte și de cealaltă, nu este vorba de sentimente neîmpărtășite aici. Aici este vorba mai degrabă de faptul că nu... cumva nu reușiți să vă impuneți niște limite personale foarte sănătoase cu această persoană, lucru care poate genera diverse discuții, discuții de foarte multe ori pornite de la nimicuri, dar prin ele vă dați seama că ceva lipsește în această relație. S-ar putea ca mulți dintre voi să nu înțelegeți exact de ce nu merge. Ei bine, este din cauza limitelor personale care aici nu sunt în tocmai respectate. Ideea este în felul următor, că aici se poate vorbi de o situație în care sunt implicate mai multe persoane, putem vorbi de o situație în care sunteți conștienți că lucrurile nu sunt tocmai roz și unii dintre voi sunteți conștienți că nu sunteți numai voi în viața acestei persoane, dar este foarte important să învățați să gestionați emoțiile voastre. Aici s-ar putea ca faptul că voi nu reușiți să vă gestionați sau să vă transpuneți sub o formă sau alta emoțiile să se răsfrângă asupra relației. În acest moment pe voi vă văd că simțiți nevoia să vă apărați de această persoană, ca și cum această persoană vine să vă invadeze spațiul, vine să vă blocheze, să vă creeze anumite restricții în viața voastră, ceea ce nu neapărat vă doriți. Voi vă doriți în acest moment expansiune, să experimentați, să vedeți viața cu alți ochi, dar pur și simplu percepeți această relație și această situație ca fiind ceva ce vă ține înapoi. Va exista destul de curând o comunicare între dumneavoastră și această persoană un pic mai dură, dar care va fi legată de clarificarea anumitor aspecte între voi. Următorul pas.
Aici s-ar putea ca totuși voi să alegeți cumva să faceți o pauză sau să încheiați această relație din cauza diferențelor. Ideea este că în timpul acestei pauze voi reușiți să vă găsiți un mod de a vă exprima mult mai bine. Aici cred că va fi vorba de un proiect căruia îi veți da toată energia voastră și care vă va face cumva să vă simțiți mai liber. Chiar dacă vor fi anumite, cum să le zic eu, responsabilități, lucruri pe care trebuie să le faceți în plus, ceea ce faceți prin intermediul acestui proiect vă ajută foarte mult să vă simțiți mai în energia voastră, reușiți să nu mai rămâneți blocați în rutină, reușiți să rămâneți ancorați în moment, nu să vă gândiți la trecut sau viitor, pur și simplu să fiți acolo în moment și să vă bucurați de fiecare zi. Legat de această persoană, sincer, nu prea aș vedea foarte multă dinamică după această discuție. De ce? Pentru că, practic, și voi și persoana voastră, cumva fiecare stă pe tronul său, fiecare stă în propria putere, în propria energie, dar nimeni nu face un pas către celălalt. Deci, în cel mai bun caz, aici poate să fie o separare mai lungă, în cel mai rău caz, aici poate să fie vorba de o separare definitivă, dar vom vedea. Sincer, aici, cel puțin de partea masculină, indiferent că voi sunteți bărbatul sau nu, de partea masculină va mai apărea o energie, o femeie în viața sa. Asta va complica un pic lucrurile. Ideea este în felul următor, că nu văd această situație pentru majoritatea din voi, nu văd neapărat să se mai facă o împăcare. Aici va fi un pic deranjant. De ce? Pentru că în momentul în care apare această nouă energie, voi o veți percepe ca pe trădare, deși voi veți fi în pauză. E un pic ciudată energia de aici, dar văd că această energie nouă, nu neapărat sunteți voi încântați de ea și nu neapărat va ieși din viața sa. Deci va trebui un pic să vă acomodați cu această idee. Bun. Persoana voastră are foarte multe lucruri de învățat de la voi, dar printre care este și iubirea și respectul de sine. Această persoană se axează foarte mult pe carieră și finanțe în acest moment și învață din fiecare experiență pe care o trăiește. Această persoană va rămâne un pic ancorată în ceea ce privește sentimentele către voi, dar asta nu înseamnă neapărat că va mai fi o continuitate în relație, pur și simplu vor fi niște sentimente care rămân acolo cumva agățate. Ideea este în felul următor. Voi, destul de curând, probabil într-o vacanță, o să întâlniți o persoană. O persoană care vă este suflet pereche, iar aceea va fi persoana cu care voi veți rămâne. Dar nu această persoană de aici, pentru că aici lucrurile trebuie să se încheie, aici lucrurile vor evolua în așa măsură încât fiecare va merge în altă parte și nu prea mai văd o cale de îmbunătățire a situației. Bun. Să pun și cartele cum trebuie. Să vedem ce ne zice acest oracol. Ok, dacă tot au căzut. Exact ce am zis, el rămâne cu anumite sentimente față de voi, va exista o altă persoană, o persoană pe care cel mai probabil o va întâlni prin intermediul locului de muncă și va trebui să facă mai multe decizii în legătură cu viața sa, să decidă încotro și ce va face. Ideea este în felul următor. Această persoană va vedea în momentul în care voi veți întâlni cealaltă persoană, va încerca
să revin în viața voastră, însă aici cred că va fi destul de târziu. Deci, din nou, am o confirmare că aici nu prea se mai poate întâmpla efectiv nimic între voi, pentru că în momentul în care această persoană revine. Bun, revenind, mi s-a confirmat încă o dată faptul că aici nu poate să mai existe nimic între voi și această persoană. Ar fi foarte important să înțelegeți acest lucru și să încercați să nu opuneți rezistență. De ce? Pentru că și așa, în momentul în care voi veți afla de cealaltă persoană, veți percepe lucrurile destul de dur. Va fi foarte important ca voi să începeți deja să vă detașați. Primul pas al persoanei va fi să ducă o discuție de clarificare, dar nu văd această discuție de clarificare neapărat fiind foarte benefic în ceea ce privește relația, în sensul în care va duce spre o separare mult mai dură și mult mai clară. Bun. Și vom trece la a treia variantă. A fost între voi. În sensul la varianta 2, și dacă, nu știu, voi erați deja separați, aici această persoană se îndepărtează și mai tare și vă arată vouă și mai multe motive pentru care să rămâneți așa. Iar la varianta 3, să revenim la varianta 3, cred că am o carte sau două întoarse pe aici, o să le citesc în poziție normală, chiar dacă apar inversate. Aici am senzația că voi v-ați întâlnit cu această persoană cumva prin intermediul unor legalități, ce trebuiau făcute acte, ce trebuiau depuse lucru, instituție de învățământ sub o formă sau alta, indiferent că este, nu știu, universitar, postuniversitar. Dar cumva ați întâlnit această persoană într-un punct în care voi erați foarte ok cu voi înșivă și foarte împăcați cu trecutul vostru. În schimb, această persoană era foarte ancorată pe viața de familie, dar se simțea destul de secătuită la nivel emoțional. Aici a fost o diferență destul de mare, în sensul în care unul era complet nemulțumit de ceea ce trecuse, de experiențele sale în iubire, iar celălalt era foarte ok cu ele. În acel punct. 2 secunde să văd exact ce carte asta. Lege de pute, ok. Aici consider că a fost o conexiune între voi în care amândoi ați fost persoane destul de puternice, doar că s-ar putea ca voi să fi fost un pic ancorați în sentimente și să vă lăsați ghidați în sentimente. Ați încercat să înțelegeți această persoană. Obiectivul vostru a fost de a vă concentra toată atenția asupra acestei persoane, însă această persoană nu a avut neapărat același obiectiv. În momentul în care voi ați sesizat acest lucru, am senzația că voi ați intrat automat în energia reginei de spade, în sensul în care ați început să ziceți lucrurilor pe nume, ați încercat să nu-i mai căutați, practic, voi spune. Ați început să cereți ceea ce este de drept, iar acest lucru v-a făcut practic să vă îndepărtați. De ce? Pentru că această persoană, fiind foarte dezamăgită și supărată pe trecut și pe viața sa, a rămas ancorată în trecut în loc să fie în prezent alături de voi, iar acest lucru nu i-a permis să vă ofere atenție și energie atâta cât ar fi trebuit să primiți de la această persoană. Acest lucru a determinat foarte multe neînțelegeri între voi și cred că și disputa voastră a fost destul de rapidă, în sensul în care imediat v-ați detașat unul de celălalt, cel puțin pe plan fizic. Bun. Aici, sincer, cred că sunteți mai degrabă separați de această persoană și fiecare încearcă să meargă în propria lui viață, pe propriul său drum. Cineva de aici încearcă să se ocupe foarte mult de partea sa fizică, materială, să aibă alături de el sau ea tot ceea ce are nevoie, în timp ce cealaltă persoană se axează foarte mult pe partea intuitivă și artistică. Persoana care se axează pe partea intuitivă și artistică este persoana care încearcă încă să manifeste această situație, în timp ce cealaltă persoană pur și simplu caută să fugă de ea. Deci unul fuge de situație, celălalt vrea să o manifeste. Care va fi următorul său pas?
sincer, aici cred că totuși se va ivi ocazie în care persoana care încearcă să manifeste o să încerce să abordeze cealaltă persoană. În această situație, sincer, mai mult mi-ar părea că voi încercați să manifestați și în cele din urmă, aici aș vedea că voi vă luați inima și încercați să discutați cu cealaltă persoană, însă cealaltă persoană nu prea pare să vă acorde atenție, persoana este încă prinsă în trecut, persoana este încă prinsă în dezamăgirile sale proprii. Din nou, persoana încă nu va fi pregătită pentru o situație de tip relație serioasă, relație sănătoasă, relație cu... un anumit grad de responsabilitate, deci nu văd acest lucru să se întâmple. Persoana până aici face un pas efectiv către voi, ci mai degrabă voi o să faceți în cele din urmă un pas către această persoană, pentru că veți fi pe modul, ok, m-am săturat să aștept, vreau să am un răspuns concret și să merg mai departe și veți avea, doar că nu va fi favorabil. Atenție, pentru că cealaltă persoană este posibil să fie într-o relație, dar ideea este în felul următor, că și dacă este într-o altă relație, asta nu înseamnă neapărat că este foarte dedicat relației, nu înseamnă că este așa cum ar trebui să fie în acea relație. Ideea este în felul următor, că această persoană, practic, are nevoie să se asigure că își primește validarea de undeva, dar tot rămâne ancorat în trecut și în dezamăgirile din trecut, deci și dacă are o relație mai stabilă în acest moment, nu este implicată deloc acolo, este relația doar ca să-i treacă timpul. În legătură cu voi, văd că reușiți prin această situație să vindecați destul de multă karmă de neam. Aici, de asemenea, aș putea zice că voi învățați să distingeți mai rapid niște semnale de alarmă din partea persoanelor și să le urmăriți, chiar dacă sunteți ghidați de pasiune, să începeți să faceți distinția între pasiune și semnalele de alarmă, ca să puteți să vă protejați în următoarele relații, pentru a nu mai oferi totul persoanelor care nu sunt disponibile emoțional, pentru că aici nu cred că este prima persoană ce nu este disponibil emoțional în viața voastră, ci cred că aici a fost mai degrabă un lanț de mai multe relații. Pentru cineva de aici preia foarte puternic numărul de 4. E posibil să fie avut 4 relații cu persoane complet indisponibile emoțional, iar acest lucru să vă fi rănit un pic mai mult, să zic așa. Chiar dacă această persoană vă urmărește, atenție că această persoană vă urmărește din anumite motive destul de clare. Nu este genul de persoană care e neapărat curioasă de voi ceea ce faceți, ci pur și simplu această persoană gândește ce poate obține, ce poate lua de la voi. Este genul de persoană care, trecând prin anumite experiențe destul de grele la plan emotiv, caută interes pe plan material. Această persoană vă admiră și vă urmărește din cauza faptului că voi ați avut o creștere de când... ați încheiat situația cu această persoană. Este foarte probabil ca mulți dintre voi să fi început să deveniți mai populari, să fiți mai cunoscuți, să fi început ceva prin care oamenii să vă admire pentru ceea ce faceți, iar această persoană practic vă urmărește pentru respectivul lucru. Dacă ați început să lucrați într-un domeniu public sau într-o instituție publică, această persoană vă urmărește prin activitatea pe care o faceți, dar ce-aș vrea să zic aici este că și voi urmăriți această persoană și această persoană pe voi. E un pic această energie în care vă spionați un pic reciproc, dar trebuie să știți foarte mult că această persoană vrea să vadă exact ce poate obține de la voi, nici de cum nu vrea să înceapă ceva serios, dar nu văd oricum să vină. Persoana asta este geloasă, dar nu este neapărat geloasă pe faptul că, nu știu, voi vă puteți găsi pe altcineva și n-a făcut ce trebuie când trebuie. Nu, această persoană e efectiv geloasă pe realizările voastre, pe ceea ce ați reușit să faceți de când nu mai sunteți cu această persoană și de faptul că nu poate atinge ceea ce ați obținut voi. Aici există
un ideal pe care această persoană nu l-a atins, dar voi deja l-ați atins, chiar dacă nu conștientizați acum care este, o să vă dați seama între timp, pentru că o să intervină la un moment dat un fel de discuție de grup, aș putea spune, în care cumva este implicată această persoană, fie că se vorbește despre această persoană, dar nu neapărat să vă dați seama că persoanele cu care vorbiți fac parte din grupul său și vă veți da seama atunci de ce această persoană este invidioasă pe dumneavoastră. Dar aici este, am foarte multă energie de grup. Este posibil ca voi să aveți destul de multe cunoștințe comune sau și dacă nu aveți în acest punct, o să ajungeți să cunoașteți destul de multe persoane care cunosc și această persoană și o să vă dați seama exact de ce această persoană pentru dumneavoastră mai nou este un inamic, pentru că această persoană vrea să se vadă mai sus, vrea să se vadă mai mândră, vrea să se vadă mai fericită, vrea să se vadă că a reușit mai multe decât voi. Dar atenție, pentru că această persoană poate totodată să vă saboteze fără nicio remușcare. Deci atenție la chestiile astea. Cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!